Mării și merită să vină în fața dumneavoastră. Ei bine, le-am cunoscut întâmplător și am reușit să mă îndrăgostesc de vocea lor, de calitățile lor interpretative și de ce să nu o recunosc, pentru că vin de pe Valea Amaradiei, dintr-un loc binecuvântat de Dumnezeu, m-am bucurat și mai mult. Am început să le urmăresc ascensiunea profesională și cred că sunt pe drumul bun. De aceea, astăzi, vin în fața dumneavoastră să vă spună bună seara și bun găsit împreună cu mine, surorile Maria, Elena și Andreea Coardă, cărora le spun bună seara și bine ați venit. Bună seara și bine v-am găsit. Vreau să vă spun că surorile Coardă sunt pline de ambiție, dar și de calități ce merită să ducă mai departe cântecul nostru popular. Mai ales că vin din această zonă, de pe această vale a Amaradiei, de unde au plecat nume mari în muzica populară. Și faptul că în familia lor, tatăl și mama s-au preocupat în mod special ca fiicele lor, cele trei fiice, să meargă pe drumul cântecului popular, m-a bucurat și mai mult. Dragile mele, iată că a venit și momentul ca de aici, din inima Gorjului, de unde se dă ora exactă în muzica populară în Oltenia, aici la Accent TV, să fiți alături de Nenea Nelu. A început să cânte prima dată Maria. Prima dată nu am început eu să cânt. Da, cine? Cea mică. Cea mică? Cea mică? Da. Andreea. Prima. Tu ai fost cea mică. Da. Tu ai făcut primele înregistrări, nu? Sau sora? Eu. Sora. Mijloaca. Da. Da. Ia spune, Andreea, ce ai făcut? Îmi plăcea foarte mult să cânt și părinții noștri s-au hotărât să ne îndrume către muzică. Populară. Da, și ne-am dus la Școala Populară de Artă din Târgu Jiu. Și așa a început totul. Să nu spuneți că toate trei ați făcut Școala Populară. Da. Ba, da. Ce bucuroase sunteți. Cu ce profesori? Doamna Camelia Argint. Pe care o salutăm și spunem sărut mâna, doamnă. O doamnă cu calități extraordinare și care totdeauna i-a plăcut ca atunci când se preocupă de cineva să dea și roade. Da. Așa. Tu ai fost prima, da? Da. Și ce cântai tu prima dată? Un cântec din repertoriul Mariei Apostol. Da? Ți-l mai amintești? Mă bătea vântul la seară. Mă bătea și te-a bătut rău. Te-a bătut bine, văd. După care, spunem tu pârăștele pe toate. Ce s-a întâmplat? După care au hotărât și ele să mergem, nu puteam să rămânem. De fapt, ia spune. Tatăl nostru a hotărât ca să ne ducă pe toate la Școala Populară de Artă. Ne-a dus pe toate trei, dar iar ea fiind foarte mică, nu a putut să înceapă cursurile, așa că am rămas noi la Școala Populară, da, noi două. După care, la un interval de 2 ani, a venit și ea la Școala Populară de Artă. Da. Cine a făcut primele înregistrări? Eu am făcut primele înregistrări. Elena. Da. Dar cum se întâmplă că tu fizic ești cea mai mare? Da? Cea mai mare a rămas cea mai mică? Da. Da. Vreau să vă spun că n-aș vrea să fiu în pielea tatălui, să am acasă trei fete frumoase așa și să stau să nu vină hoții să le fure. Mai ales că ele se bucură de acum de un nume binecunoscut și au reușit acolo unde au ajuns să se facă plăcute și nu numai cei care le-au ascultat odată și au dorit să le reasculte, sau dacă au poposit într-o familie, cu siguranță au venit și a doua oară. Dragii mei telespectatori, ca de fiecare dată,
telefonul bine cunoscut de dumneavoastră 0353414410 vă stă la dispoziție în acest moment și vreau să-mi permite să le mulțumesc și colegilor mei din regia de emisie și colegilor din platou, fără de care n-aș putea să duc la bun sfârșit această emisiune. Alo! Să trăiască domnul Nelu Șerban! Să trăiți și dumneavoastră! Să rămână domnișoarelor invitate dumneavoastră! Bună seara! Nicu Fota din Dănciulești! Domnul Nicu Fota din la Dănciulești! Ia spuneți, domnul Nicu, ce faceți? Că nu ne-am auzit de mult. V-am dus dorul. Domnul Nelu, am fost cam bolnav în spitala Cărbunești. De-aia nu am putut să vă dau telefon. Îmi pare rău. Iar eu, duminică, am fost cu nepoata dumneavoastră la Câmpul Lung Mușcel, cu doamna Mariana. Cu Mariana? Cu Mariana. Mariana. Da. Ce dorești, domnul Nelu? Vă rog, domnul Fota. Domnul Fota ne sună de la Dănciulești. Da? Mă cunoaște dânsele, mă cunoaște orice. Da? Da, mă cunoaște. Ia spuneți, domnul Fota. Ce dorești, doamna voastră? Toată melodie e seara asta. Da. Să fie pentru familia în primul rând, pentru prietenii mei, pentru tot salariatul spitalului Cărbunești. Au fost atenți cu dumneavoastră, nu? Da, da, e foarte, sunt foarte mulțumit de la treaba. Da. Și pentru revie dumneavoastră și toate să uite la acest televiziunea sufletelor dumneavoastră. Da, domnule, eu sunt un fan al dumneavoastră care vă îmi place foarte mult. Mulțumesc, domnul Fota. Salutați-o și pe doamna, că o aud acolo, în culise. E lângă mine, să uite la dumneavoastră. Să rămână, doamnă. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, să vă bucurați de ani mulți fericiți de acum încolo, iar cântecele invitatelor mele să aducă un strop de bucurie în sufletul dumneavoastră, da, domnule, în această seară. Seară, mulțumim, domnul Fota. Iată că domnul Fota a spart gheața. Așteptăm și alți telespectatori să intre în direct cu noi în această seară, pentru că eu sunt sigur că și băieții și-ar dori să intre în legătură directă cu voi, nu? Trebuie să le spun că niciuna dintre invitatele mele nu e căsătorită, nu? Nu. Așa că poate ne trezim acum că zice cineva, domne, vreau să mă însor. Da. Dragii mei, aș propune să începem să cântăm și am să rog pe Elena Coardă să deschidă această seară, nu înainte de a spune din nou. Alo! Alo! Sărut mâna, bună seara! Bună seara! Și bine ați venit în emisiunea noastră! Cu drag, domnul Nelu, cu drag, de la Melunici! Vai de mine! Ce bunos, pe fete! Da? Cum vă numiți? Da. Spuneți-le! Maria Ghiță! Da, doamna Maria, spuneți-le lor, că eu știu că sunteți doamna Maria Ghiță! Păi ele nu mă cunosc când le-a ca sănămici. N-au de unde. Eu le admir. Le admir pentru că sunt frumoase și au cântece și un repertoriu frumos. Da. Și ajung până la dumneavoastră. Păi știți că se ajunge mai greu, dar iată că ele au reușit. Au reușit, da, au reușit mai repede. Știu că se ajunge foarte greu. Da. Și ele au ajuns, au fost ele mai... Au convins, au convins, doamna, au convins. Da. Pe așa căldură, vă dați seama că au ajuns tot de joar dumneavoastră. Da. Că dacă o fi să vină ploile, e vai de rugă. Mai bine căldură decât ploi. Da. Ei, las că sunt bune și ploile, da. Nu prea sunt doite din salon, cum de aia și nu ne-a mai făcut o doamna nici în ziua de astăzi. Doamna primăriță? Păi da. s-o rugăm pe doamna Ceană să vă facă puntea acolo. Păi de s-o rugăm, dar dacă dumneavoastră îi spune că nu are bani, de unde s-o facă și de ce s-o facă? Ce? Nici drum, nici punte, ne mănâncă șerpii. Toate lume trece unea pâinea cu sacii prin la maradie. Da? Da. Bine, doamna Ghiță. Ce să vreau să vă spun? Vă rog. Aceste cântece care sunt de la fete. Da. Să fie pentru familia mea. Da. Pentru dumneavoastră. Pentru domnii de la regie. Da. Pentru emisiunile cu cablu care sunt de neapus cablu ca să putem vorbi cu dumneavoastră. Da.
Așa, Marian, Marian, îl cunoaște, Sădurida. Cum să nu? Ăsta venea astăzi pe aici și acum pe bani. Trebuie să vă vede la televizor. Bineînțeles, îl salută Neneanelu. Așa, și poate au luat și doamna primăriță măcar să facă puntea aia, să nu mai trecem așa, să nu fie. Uite, o să vedeți că eu mâine am să o sun pe doamna primar și am să o rog să vedem ce se poate face, da? Da, a venit acolo și a lăsat-o suspendată. Vă dați seama în ce hal și ce postură poate să fie la satul Godin. La Godin, da. Așa, e un sătuc la care tot... Da. Sunt câteva persoane la care n-au probleme de ce. Doamna Maria, când trec la Stoina o să trec să văd ce e acolo, da? Păi am fost plecat. N-ați văzut că nici n-am fost la emisiune săptămâna trecută. Am văzut, v-am urmărit. Da, am stat vreo 6 zile pe la Câmpul Lung, mi-am făcut buletin de Câmpul Lung. Vai, e frumos, e frumos acolo. Da, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc și o seară minunată. Iar cântecele invitatelor mele vi le ofer cu drag dumneavoastră și celor dragi ai dumneavoastră. Mulțumim. O seară minunată. La revedere. Elena, hai să cântăm. Vezi, fiecare cu ce-l doare. Uite și pe doamna, o doare că n-are punte. De-aș avea fântână în curte, m-aș face luntre și punte. Nu? Să trec camaradia până la mândruța mea. Vezi mă cum facem noi versuri. Bine, doamnelor și domnilor, cântă și ne încântă așadar în această seară minunată Elena Coardă. Fericit mai Dumnezeu ție ți-ajută.
A fost așadar Elena Coardă, cea care a deschis în această seară seria cântecelor pe care le vom prezenta. Dragii mei, vă reamintesc numărul de telefon 0353 414 410, număr de telefon la care puteți suna și intra în legătură directă cu redacția noastră muzicală. Dragile mele, ați început să cântați așa pe acolo, pe acasă, făcurăm școala populară și a venit vremea să ne apucăm să ne cunoască lumea, să știe lumea că n-am făcut școala degeaba, nu? Da. Bun. Ce am făcut mai departe? Mai departe am realizat un minunat album cu ajutorul domnului Constantin Bugă, pe care îl salutăm. Intermediul căruia îi mulțumim frumos. Da. Și? Am mers la concursuri. Am participat. Vorbiți mai tare. Am participat la concursuri. Ce concursuri? Păi, de exemplu, de Ispaza Năsăud, Dor de cânt românesc la Cumpăna, unde am obținut trofeul. Premiul întâi la Dor de cânt românesc, premiul întâi Corabia de Aur și multe concursuri. Deci, hai să le luăm încă o dată. La Năsăud, premiul întâi. Premiul întâi. La Cumpăna, trofeul. Trofeul festivalului. Da. La Corabia de Aur. Corabia de Aur, premiul întâi. Păi, și... frate. Păi să tot fii gorjancă, nu? Da. Acum vreau să spun o întrebare. Ce a zis tatăl tău când te-a ascultat cântând prima melodie? Îmi dai voie să-l salut? Sunt sigur că e în fața televizorului și dacă mă aude acum chiar aș vrea să intre în direct, că vreau să-i pun câteva întrebări. Nu-i incomode? Așa? Bineînțeles că... el are oarecum ureche muzicală, adică percepe foarte bine sunetul. Da, se pricepe. Și a fost încântat. Și trebuie să și-a dat seama, da, și emoționat în același timp. Cred că și-a dat seama de atunci că avem talent. Da. Da. Și ne-a îndrumat pe fiecare către o anumită interpretă. Și trebuie să le mai spunem telespectatorilor că domnia sa creează și textele, nu? Da, da. El este textierul nostru. Și urmează și nu numai, și impresarul. Și impresarul, da. Da? Să vedem cine așteaptă la capătul celălalt al firului. Alo! Alo! Sărut mâna! Bună seara, domnul Nelu! Sărut mâna și bine ați venit în emisiunea noastră! Vă dau felicit pentru emisiune. Acum două emisiuni, în urmă atât imposibil să pot să intru în direct. Da. Spuneți-le, domnișoarelor, cu cine avem onoarea. Cu Elvira de pe Valea Maragni. Doamna Elvira de la Fărcaș. Exact. Vă ascult, doamna Elvira. Nu le cunosc pe domnișoare, doamne interprete, de domnișoare. Sunt auzit de dumnealor, dar oricum sunt foarte talentate, sunt frumoase. Mulțumim. Au repertoriu frumos. Mă bucur. Pentru prima dată când le văd. Mă bucur, doamna Elvira. Da, și îmi plac foarte mult. Da. De fapt, numai invitat bun aduceți dumneavoastră, domnul Nelu. Așa. De fapt, un om așa de bun nu poate să aducă decât artist bun. Așa, încerc să pun peticul cum e sac. Nici chiar așa, dar oricum vă felicit pentru ceea ce faceți, da, pentru toți românii. Mulțumesc mult, doamna Elvira. Vă mulțumesc. Deci, general, la Craiova, la fel vă urmăream. Așa, da. Acum că v-ați mutat la Gorj, la fel. M-a dat nevasta afară din casă de la Craiova și m-am mutat la Gorj. Doamna Elvira, haideți să... A fost o glumă, bineînțeles. Da, haideți... v-ați întrebat prin cândva de Pingan, care a fost la Bucet. Da. Da, așa, nu mai e în viață. Au. Mai bine nu da, spuneți. Da, 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 da. Mă gândesc să vă spun, pentru da, că am aflat și eu după ce am stat da, de vorbă cu dumneavoastră. Vreau să vă spun. Bine. Da, vreau să vă spun da, că eu aici la Gorj, mă simt ca acasă, pentru că acasă. Eu sunt gorjan. Eu sunt gorjan de la Stoina
și mi-e drag peste tot pe unde ajung în lume, mi-e drag să spun acest lucru, că nu-i român precum Olteanu, nici Oltean precum Gorjeanu. Precum Gorjeanu. Așa că... De fapt, gorjenii sunt oameni harni, da. Sunt oameni talentați, dar sunt și puțin astăgoși. Am considerat că o dată pe săptămână trebuie să vin aici, în inima Gorjului, să stau de vorbă cu gorjenii mei pe care îi iubesc și îi prețuiesc și că pot să mai fac ceva pentru oameni și pentru folclorul nostru românesc. Cred că gorjenii sunt iubiți de toată lumea, să știi? Păi așa zicem și noi. Eu ca chiar cred că gorjenii sunt oameni talentați, v-am spus, sunt oameni talentați, oameni vredni, oameni de tubă, dar sunt și puțin astăgoși. Ei, toți suntem la fel. Așa este, domnul Nelu. Da. Bine, bine. Vă îmbrățișez cu drag. Vă doresc o seară minunată, să rămână, sănătate multă. Deci, iată că foarte mulți telespectatori deja s-au familiarizat cu emisiunile noastre și dacă lipsești odată, este exact ca și când ai lipsit la ora de la clasă. Vede profesorul că una din surorile coardă nu e prezentă, da? Bun. Te-am întrebat ce a zis tati când a ascultat primul cântec, acela care l-a cântat cu tatăl tău, cel fericit. Cântecul care l-am cântat acum? Da. Păi a fost foarte emoționat, mai ales poate că... să nu lăcrimeze când l-ascultă? Da, 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 este mai puternic el de fel. Da? Adică nu știu, în față, de față cu noi nu s-a întâmplat asta, în spate nu știu. Mai iese prin grădină așa câteodată. Sau să o întrebăm pe mămica voastră. Vreau să spun că părinții voștri merită toată lauda și să le dea bunul Dumnezeu multă, multă sănătate, să se bucure de voi an mult și fericiți de acum înainte, pentru că au pus mare speranță și mare încredere în viitorul vostru, iar ca să ajungeți aici unde ați ajuns, au făcut niște eforturi. Numai drumul la școală la Târgu Jiu cât a contat. Acum voi sunteți studente la Craiova, da, voi două, da. Și o așteptăm și pe cea mică să o luăm acolo la Craiova cât de curând, nu? Da. Așa să facem. Dragii mei, am să invit acum pe Maria Coardă să ne interpreteze și ea două cântece, să vedeți ce înseamnă să stai în casă cu trei artiste. Oh,
a fost Elen Maria Coardă, da. Sora cea mare. Da. 0353414410, un număr de telefon care vă stă la dispoziție și la care colegii mei din regia de emisie vă așteaptă să sunați. Dragile mele, deci au venit primele înregistrări. Cine a înregistrat prima dată? Eu am înregistrat. Tu ai înregistrat cu Costel Bugă. Nu, primele înregistrări le-am făcut la Școala Populară de Artă. Școala Populară. Da. Cu cine? Cu orchestra? Cu... Da. Da? Și? Am fost la câteva televiziuni. Ai colaborat cu ansamblul Școlii Populare de Artă? Da. Participam la diverse spectacole. Așa te-ai remarcat, nu? Da. Și după ai luat-o și pe sora ta? Da. Și cum a fost... cum ați fost primite? Spre fericirea noastră cu bine. Cu bine? Da. Cea mai mare mulțumire pentru noi este aprecierea din partea publicului. Și pot să spun că am avut parte de această apreciere. Da? Și le mulțumim pe această cale tuturor celor care ne susțin. Ați luat-o și pe cea mică la spectacole? Sau era prea mică? Era puțin prea mică, dar cu trecerea timpului a participat și pe aceea la concurs. Mai avem un telefon. Alo! Să trăiți și dumneavoastră! Vreau și o meditație specială lui Coardă, pentru prietenul meu, Marin Barac. Cum vă... Eu, domnișoare, ne cam repăd, dar Marin Barac. Cum vă numiți? O meditație specială pentru ei și pentru toți prietenii mei. Cum vă numiți și de unde ne sunați? Bugi, știu, domnișoare, că am văzut la Marin Barac. Îl salutăm pe domnul Marin. De unde e domnul? Corobâi, la Hatești, Corobâi. Mulțumim frumos. O seară bună și în continuare numai muzică bună pe Dumnezeu. Să auzim de bine. O să se bucure prietenii acum că v-au auzit la televizor. Mâine o să vă arăte cu degetul prin sat. O seară bună în continuare. Bun. Au trecut și emoțiile cu spectacolele. Și ați realizat după aceea... Am hotărât să imprimăm un album muzical cu domnul Constantin Bugă. Da. După care am participat la diverse televiziuni, dar din motive personale nu am fost chiar atât de prezente pe cât ar fi trebuit ca să Nu, trebuie să le spunem telespectatorilor că facultatea e pe primul plan. Da. Nu? Așa este. Și acum trebuie să-mi dai voie să mai dau și eu din culise, că am întâlnit-o chiar pe holul Universității din Craiova, într-una din zile, acum cât timp? Vreo lună de zile? Da. Da? Și am văzut că profesorii de acolo erau foarte mulțumiți de tine și ca studentă și ca interpretă, nu? Da, așa este. Crezi că n-am văzut? Mai spun și ce notă ai luat? 10, nu? Și m-am bucurat nespus de mult. Ai văzut și domnul decan era foarte încântat și spunea că se bucură că o parte din studenți fac casă bună și cu învățătura și cu cântecul. Și te-a dat exemplu. Dragii mei, vreau să vă spun că nu este suficient să cânți dacă nu-ți pregătești și viitorul pentru viață.
am apreciat familia Coardă și când spun familia Coardă mă refer la părinții celor două, celor trei interprete, mă referam la voi ca studente celor două, că fac eforturi extraordinare să le asigure un viitor fericit acestor fete minunate care, iată, fac casă bună cu cântecul și cu învățătura. Nu numai atât. Peste tot pe unde am avut posibilitatea să ajung și să mi se vorbească despre aceste fete minunate, n-am găsit decât cuvinte elogioase și din punct de vedere profesional la adresa lor. Dovadă că, iată, și telespectatorul de mai înainte spunea că a fost o seară minunată. Personal, vreau să vă spun că am participat la un eveniment special lângă Craiova și show-ul lor a fost extraordinar. Am să rog colegii din regia de emisie să luăm o pauză publicitară, după care o să ne întoarcem din nou cu cântece interpretate de Elena Coardă. Publicitate. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu organizează înscrieri pentru sesiunea 2016 la următoarele facultăți: Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, Facultatea de Științe Juridice, Facultatea de Științe ale Educației și Management Public, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale. Înscrierile au loc în perioada 13-26 iulie 2016. Aceeași perioadă de înscriere este și pentru cursurile de master. Universitatea Constantin Brâncuș. Suntem cea mai bună alegere! Pentru cine construiește, depozitul Adeliacon materiale de calitate pregătește. La depozitul Adeliacon din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adeliacon în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adeliacon. Meseriașii știu de ce. Manole! Măi, Manole, tu n-auzi? Ai grijă că... Ce faci, Manole? Iar o iei de la capă? Du-te, mă, la Max și ia tot ce trebuie, că altfel o să vrei să mă zidești ca pe Ana. Manole! Depozitele Max. Materiale pentru construcții și amenajări de la temelie până la acoperiș. În Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu 214 și Șoseaua de Centură Narciselor 35. Max. Civilizația în comerțul cu materiale de construcții. Husqvarna România dă startul promoțiilor la pachetele formate din moto unelte și moto fierăstraie la prețuri începând cu 1499 de lei. La Husqvarna 440 și 562 se oferă discount plus 5 litri de ulei pentru lanț, precum și la moto unelte primiți discount plus diverse cadouri. Mari reduceri la mașini de tuns gazonul. Husqvarna România. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei și Bulevardul Ecaterina Teodoroiu. Motru, calea Severinului. Turceni, platforma termocentralei. Târgu Cărbunești, aleea Trandafirilor. Novaci, piața centrală. Padeș, Apa Neagră. Relații la numărul de telefon 0253210736. Ia-l naibii de greu să fim cei mai buni. Cu furaje și cereale de la Robleo, diminețile încep altfel pentru păsările și animalele dumneavoastră. Robleo, prin locațiile din 14 octombrie numărul 156 lângă Rombat și calea Severinului numărul 26, zona Bucur, comercializează porumb, grâu, orz, șrot floarea soarelui, șrot de soia, tărâțe de grâu, dar și o gamă diversificată de furaje și concentrate de cea mai bună calitate din România. Marca Evialis. Pentru pui, curci, rațe, prepelite, viței, iepuri și porci. Pentru sezonul de primăvară venim în întâmpinarea
dumneavoastră cu semințe de porumb, orzoaică, mazăre furajeră, lucernă și ovăz de la firme consacrate. Sateni, Union, Pioneer, Olt, Fundulea. Începând cu luna martie, primim comenzi de pui de găină, curcă, rațe, gâște, import Ungaria. Relații la telefoanele 0253 237 771 și 0769 633 205. De acum înainte, călătorile tale vor fi mai confortabile, mai sigure și mai rapide. CDI Transport Intern și Internațional, cea mai mare firmă de transport persoane din România. Prețurile biletelor între 30-50 RON pentru rutele interne pe traseul București-Târgu Jiu, cu două variante de traseu: București-Pitești, Râmnicu-Vâlcea, Forezu-Târgu Jiu, București-Slatina, Craiova-Rovinari-Târgu Jiu. Acum și mai ușor cu cardul abonament. CDI oferă reduceri pentru student, elevi, pensionari, de asemenea asigură transferul gratuit la sau de la aeroportul Henri Coandă. Pentru transporturile internaționale, prețurile noastre încep de la 59 de euro. Relații și rezervări la numărul de telefon 021 9456 cu taxă normală sau online pe www.cdi.ro. CDI, de 20 de ani te transportăm în siguranță. Îți mulțumim pentru încrederea acordată. Motel Restaurant Azur, situat în localitatea Câlnic, la 20 de kilometri de Târgu Jiu, dispune de camere pentru cazare, parcare privată cu monitorizare și stație Beko. Lasă-te cuprins de savoarea mâncărurilor și a delicateselor culinare, într-o ambianță potrivită, atât pentru cine romantice, aniversări, nunți, botezuri și alte evenimente deosebite din viața dumneavoastră. Restaurant Azur vă invită să serviți meniul zilei într-o gamă variată de mâncăruri românești la prețul de numai 12 lei. Rețineți! În fiecare seară de vineri, Restaurant Azur vă așteaptă să petreceți alături de invitații speciali din muzica românească.
mai ține nică post. Vino să-mi sărut gurița și să-mi alie suferința. Micuță, nu mă forța să dau gura cu ea. A fost Elena Coardă și alte două cântece frumoase de pe albumul realizat împreună cu sora sa Maria, dar și cu un cântec și cu cea mai mică dintre surori, cu Andreea Coardă. Vreau să îmi dați voie să salut toți telespectatorii noștri, dar în mod special o familie dragă sufletului meu de la București. Este vorba de familia Mioara și Petrică Șerban, care vă urmăresc acum. Dacă a stat bine să mă gândesc, sunt rudele voastre de la București. Așa că... Da? 0353414410, numărul de telefon la care dumneavoastră puteți intra în legătură directă cu noi și oferi celor dragi cântecele interpretate de surorile Coardă. Andreea, te-am lăsat pe tine așa în dreapta mea să văd ce zici dacă nu prea vorbesc cu tine, că am înțeles că tu ești purtătorul de cuvânt al surorilor Coardă. Și ai auzit ce a zis nenea, că ești și țigănuși. Da. Așa. Ce se pregătește în familia Coardă? Lucrăm la un nou album, tot în colaborare cu domnul Constantin Bugă. Da. Sperăm să-l terminăm cât mai repede posibil și o să venim aici la dumneavoastră să-l promovăm. Da? Ce va conține nou album? Cântece originale, textele sunt create de tatăl nostru, melodia, orchestrația de domnul Constantin Bugă. O să avem încă un trio. Da? Și melodii... Cântece de joc și... Fiecare. Da. Tu câte piese vei avea pe nou album? Nu am stabilit încă. Nu? Dar acum surorile tale ar trebui să te înțeleagă și pe tine, că ele deja au cântat prea mult până acum, nu? Da. Bari în 3-4 să faci și tu, nu? Sau mai da, multe? Mai multe. Păi pe CD-ul să pot pune și 20. Depinde ce stabilim, ce se stabilește atunci, nu? Casa de producție e asigurată. Mă oblig eu că vă asigur casa de producție. Am eu un prieten bun care are casa de producție. Ai auzit de casa de producție Amy Evans? Da. E, vezi? Casa de producție numărul 1, care a bătut toate recordurile. Toți mari artiști, ai văzut că acum pleacă la Amy Evans. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vreau să o întreb acum pe Andreea, ce are de gând în viitor, dacă surorile tale sunt la facultate, tu ce vrei să faci? Nu m-am hotărât încă. Cât mai ai până la... Sunt în clasa 11-a, mai ai un an. La anul e proba de foc. Da, proba, nu? De foc. La anul o să fie și bacul, o să iese și albumul, iese până de Crăciun. Sperăm. La duce Moș Crăciun. Așa. Așa. Nu m-am hotărât. Poate să continui cu muzica. Da? Da. Nu m-am gândit la... Da. Ar fi bine să aveți și voi un profesor de muzică în familie. Nu? Da. Ca să vină copiii să mai studieze la domnișoara profesoară. Da. Eu mi-am propus să cântăm toate piesele pe care le avem pe album și am să fac de așa natură încât să ne încadrăm cu ele. Dar până atunci vreau să mai stau de vorbă puțin și cu surorile tale.
Cum a fost pornirea voastră pe drumul cântecului? Vi s-a părut ceva nevoios? A fost greu, dar cu multă muncă. Dacă nu muncești, nu... Ce trebuie să știe cei care ne urmăresc acum? Tinerii de seama voastră sau mai mici? Că este foarte multă muncă în spate. Dacă nu muncim... Și cum se zice, repetiția este mama învățăturii. Voi cu cine repetați? Noi repetam singuri acasă. Singure. Da. Ne-a mai ascultat și tatăl nostru. Da. Dar ne treceam foarte mult timp repetând, dar o făceam din plăcere. Da. Deci, nu știu, deci acum mă gândesc că dacă aș putea să stau o secundă fără muzică și nu... N-ai putea. Nu m-aș putea. Andreea? Da. Tu? Repeți? Da, da. Singură? Împreună cu ele, singură. Ele când mai vin așa pe acasă, nu? Da. Sau acum în vacanță profiți suntem de... Împreună. Suntem împreună. Da. Acum deja lucrați la materialul pentru album. Da, da. Și cum sperați că o să fie albumul? Sperăm că o să fie mai bun ca acesta. Da? Și pe placul publicului, nu? Da, da. Sperăm să se regăsească în melodiile noastre. Da? Ce temă ați ales? Diverse teme? Da, diverse teme. Ai și de dragoste? Sau... Străinătate. Așa? De dragoste. De dragoste, da. Care e mai îndrăgostită dintre voi toate trei? Toate suntem îndrăgostite de muzică. A, de muzică. Da. Am uitat că ne urmărește tati și mă aude. Mami nu știe, dar tati dacă aude, nu? Să-i mulțumiți bunului Dumnezeu că aveți așa părinți minunați și că tot ceea ce fac cu drag pentru voi, dar vreau să vă spun că la rândul dumnealor se bucură că bunul Dumnezeu le-a dat trei fete minunate care, iată, știu să cânte. Voi erați micuțe când, cred că nici nu erați venite pe lume, când cei trei frați Dolănescu, Ion Dolănescu, Constantin Dolănescu și Nicolae Dolănescu au făcut un turneu în țară și cântau un cântec: să fii maică fericită că ai trei flăcăi de scântă, cântă de răsună țara de cu zori și până seara. Așa că la voi se potrivește să fii mamă fericită că ai, sau tată mamă fericită că ai trei fete de scântă, nu? Și de aceea mai avem telefon. Alo! Bună seara! Și bine ați venit în emisiunea noastră! Mulțumesc și salut și cățele prinsului! Cum vă numiți și de unde ne sunați, să știe fetele? Marian, sunt de la Dănești. Da, Marian! Aș dori și eu o dedicație așa la viteză. Da, maxim. Pentru copiii mei. Da. Și pentru prietenii mei. Și aici să fac o dedicație pentru familia Țacu. Da. Pentru familia Dumnezeu și pentru domnul Stamatoiu. Și pentru domnul Stamatoiu. Toate cântecele din această seară consideră... Și pentru dumneavoastră să fie acolo melodie. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc și vă doresc o seară bună. Consideră toate cântecele din această seară un dar muzical din partea noastră și din partea televiziunii Accent TV pentru tine și familia ta. Da, și cele trei surori sunt foarte frumoase. Mulțumim. Ce să faci? Așa a vrut Dumnezeu. Cântă frumos. Să cânte pentru toată lumea, mulți ani. Doamne ajută. Mulțumim. Uite, la revedere. Sunt Gorjancă din Stejari și Mărioară. Două cântece pe care ni le va interpreta Maria Coardă. Maria Coardă cântă în această seară și pentru doamna primar Ioana Bușe din Stoina Gorj, cu urări de sănătate, fericire, la mulți ani și tot binele din lume. Urările vin din partea doamnei Jana Fulga din Șimnicu de Sus. Așadar, să o ascultăm pe Maria Coardă.
stejari, mării din Paloșani, cu prujurul meniori, cu ochișori verzișori, por costumul gorjenesc, cu drag vă când vă doinesc, por costumul gorjenesc, cu drag vă când vă doinesc. A fost din nou Maria, fica cea mare a familiei Coardă. Vezi, când spun familie, parcă se umple sufletul de bucurie. Stau și mă gândesc ce înseamnă să fii părinte și să te bucuri așa de... de ceea ce ai în casă. Așa este. Considerați că e o bucurie pentru cei ce v-au dat viață? Da, cea mai mare, consider eu. Ia zi, Andreea. Cred că este o bucurie foarte mare când ne adunăm toți la masă, se umple casa de bucurie. Se umple casa, se pune masa și... se ascultă? Surorile Coardă. Da? Și nu numai atât. Eu vreau să le spun telespectatorilor că voi mergeți împreună și la evenimente și că aveți și o formație. Da, avem o formație. Așa, lăudați-vă acum. Haide, că ai posibilitatea. Formația noastră conține un saxofonist, chitarist, organist și noi trei. Și o vioară. Da? Și faceți lucruri minunate la... Da. Participăm la
mai multe evenimente. Da? Nunți. Da? Și? Toată lumea este încântată. Da, toată lumea este încântată. Trebuie, pot să vă urmărească și pe... Pe pagina de, pe pagina de Facebook, da, Surorile Coardă. Unde oamenii pot să vadă de ce da, o să vadă acolo mai multe poster, videoclipuri de la evenimente. Da. Iată că au posibilitatea, acum v-au văzut și la televizor aici, la Accent, o să vă urmărească și pe pagina voastră și să vedeți că nu o să mai stați acasă deloc, nu o să mai puteți să faceți față. Oricum sunteți bine cotate, nu? Vreau și eu să specific că toate piesele de pe acest album sunt originale, inclusiv da? Melodia Firața-i dracu dușmani, versurile sunt scrise de tatăl nostru, da? Linia melodică de domnul Constantin Bugă. Da? Mulțumim televiziunii Accent TV și vă mulțumim dumneavoastră pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Și nu ne numai. Bucurăm de prezența dumneavoastră în viețile noastre. Păi eu zic că ar trebui să ne bucurăm împreună, că și eu mă bucur și sunt foarte mândru că voi veniți de pe această vale minunată a Maradiei, de unde, ți-am zis, au plecat mai mulți interpreți pe drumul cântecului popular și mai mult de atât trebuie să recunosc că mie îmi sunteți dragi de la prima noastră întâlnire, de la prima întâlnire, de la primul contact care l-am avut. S-a legat așa s-a creat o legătură de suflet și sunt tare bucuros că pot să fiu alături de voi și promit în fața telespectatorilor că voi face tot ce-mi stă în putință să vă ajut și pe mai departe. Important este să ținem aproape. Voi știți cum spune cântecul, unde dragoste nu e, nimic nu e. Eu spun că unde colaborare nu este, nu se rezolvă problemele. Avem un telefon. Alo? 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 Bună seara! Bună seara, să trăiți! Ce faceți? Stăteam și priveam emisiunea. Domnule Coardă! Da. Am vrut să le fac o surpriză fiicelor dumneavoastră și vreau să vă întreb, să audă toți telespectatorii, ce înseamnă pentru un tată fericit prezența celor trei fiice în acest moment aici la cel mai îndrăgit post de televiziune din Gorj. Pentru mine înseamnă totul. Adică, pentru mine, aceste fete sunt viața, aerul și tot ce voi, cum pe lumea asta le-aș oferi fetelor mele. Da. Le întrebam la un moment dat dacă v-au văzut vreodată plângând, ascultând melodia pe care a cântat-o Elena cu tatăl. Și mi-a zis că sunteți o fire foarte tare și că nu v-a văzut, poate ați plâns în dos. Eu sunt sigur că n-a scăpat o lacrimă să cadă din ochi ascultând acel cântec și mai ales știind că este interpretat de fiica dumneavoastră. Da, pentru că acel cântec este făcut din suflet și e un adevăr în acel cântec. O realitate. Da. Vreau să vă spun că o să pregătim un album care cred că va avea un succes foarte mare. Sunt sigur, domnul Coardă, că știu cât suflet puneți în tot ceea ce faceți și vreau să vă spun că mă rog la bunul Dumnezeu să fiți sănătos, să puteți merge mai departe și să le fiți aproape, că încă mai au nevoie de prezența dumneavoastră în jur, iar faptul că dumneavoastră le creați versurile, faptul că dumneavoastră vă preocupați ca ele să poată să realizeze înregistrări, dumneavoastră vă preocupați de promovarea lor, este un lucru extraordinar. Numai cine nu are în casă un artist nu știe ce înseamnă
efort și cheltuială, ca să spunem lucrurilor pe nume. Cheltuiala minimis. Da. Vreau să evolueze pentru că fetele sunt foarte talentate și nefiind susținute nu pot să realizeze visul. Așa este. Eu vă doresc succes în continuare, vă felicit. Încă o dată am ținut în mod special să vă felicit în fața telespectatorilor și poate mă gândesc că mai sunt părinți care trebuie să vă urmeze exemplu. Vă mulțumesc frumos și vreau să vă spun că fetele nu v-au spus unul din ținte ce se va intitula Sunt fată de multă vreme. Da? Vedem! Vă doresc tot binele din lume, o seară minunată, rămâneți alături de Accent TV. Minunată, îi mulțumesc. Să ne trăiți într-un mulți ani. Doamnelor și domnilor, am să rog colegii mei să luăm repede o pauză publicitară din nou și revenim cu cântec. Publicitate. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu organizează înscrieri pentru sesiunea 2016 la următoarele facultăți: Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, Facultatea de Științe Juridice, Facultatea de Științe ale Educației și Management Public, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale. Înscrierile au loc în perioada 13-26 iulie 2016. Aceeași perioadă de înscriere este și pentru cursurile de master. Universitatea Constantin Brâncuș. Suntem cea mai bună alegere! Universitatea Titu Maiorescu din Târgu Jiu organizează admitere 2016 pentru studii universitare licență la Facultatea de Drept, Științe Economice și Asistență Medicală. Pentru studii universitare de master se fac înscrieri la Facultatea de Drept, la Secretariatul Facultății din Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 100. Universitatea Titu Maiorescu oferă facilități pentru studenți după cum urmează: reduceri din taxa de studiu, taxa de studiu achitabilă în 3 rate, burse de performanță, burse Erasmus în Franța, Spania, Anglia, Germania, Turcia, Letonia, Austria. Relații suplimentare pe www.utm.ro și la telefon 0253-210-303 sau 0253-221-116. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții, numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. Manole! Măi, Manole, tu n-auzi? Ai grijă că... Ce faci, Manole? Iar o iei de la capă? Du-te, mă, la Max și ia-ți tot ce-ți trebuie, că altfel o să vrei să mă zidești ca pe Ana. Manole! Depozitele Max. Materiale pentru construcții și amenajări de la temelie până la acoperiș. În Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu 214 și șoseaua de centură Narciselor 35. Max. Civilizația în comerțul cu materiale de construcții. Husqvarna România dă startul promoțiilor la pachetele formate din Moto Unelte și Moto Fierăstraie la prețuri începând cu 1499 de lei. La Husqvarna 440 și 562 se oferă discount plus 5 litri de ulei pentru lanț, precum și la Moto Unelte primiți discount plus diverse cadouri. Mari reduceri la mașini de tuns gazonul. Husqvarna România. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei și Bulevardul Ecaterina Teodoroiu. Motru, calea Severinului. Turceni, platforma termocentralei. Târgu Cărbunești, aleea Trandafirilor. Novaci, piața centrală. Padeș, Apa Neagră. Relații la numărul de telefon 0253210736. Ia-l naibii de greu să fim cei mai buni!
Cu furaje și cereale de la Robleo, diminețile încep altfel pentru păsările și animalele dumneavoastră. Robleo, prin locațiile din 14 octombrie numărul 156, lângă Rombat, și Calea Severinului numărul 26, zona Bucur, comercializează porumb, grâu, orz, șrot floarea soarelui, șrot de soia, tărâțe de grâu, dar și o gamă diversificată de furaje și concentrate de cea mai bună calitate din România, marca Evialis. Marca Evialis pentru pui, curci, rațe, prepelite, viței, iepuri și porci. Pentru sezonul de primăvară venim în întâmpinarea dumneavoastră cu semințe de porumb, orzoaică, mazăre furajeră, lucernă și ovăz de la firme consacrate: Sateni, Union, Pioneer, Olt, Fundulea. Începând cu luna martie primim comenzi de pui de găină, curcă, rațe, gâște, import Ungaria. Relații la telefoanele 0253-237-771 și 0769-633-205. De acum înainte, călătorile tale vor fi mai confortabile, mai sigure și mai rapide. CDI Transport Intern și Internațional, cea mai mare firmă de transport persoane din România. Prețurile biletelor între 30-50 RON pentru rutele interne pe traseul București-Târgu Jiu, cu două variante de traseu: București-Pitești, Râmnicu-Vâlcea, Forezu-Târgu Jiu, București-Slatina, Craiova-Rovinari-Târgu Jiu. Acum și mai ușor cu cardul abonament. CDI oferă reduceri pentru student, elevi, pensionari, de asemenea asigură transferul gratuit la sau de la aeroportul Henri Coandă. Pentru transporturile internaționale, prețurile noastre încep de la 59 de euro. Relații și rezervări la numărul de telefon 021 9456 cu taxă normală sau online pe www.cdi.ro. CDI, de 20 de ani te transportăm în siguranță. Îți mulțumim pentru încrederea acordată. Thank you.
ei una. A fost Elena Coardă. Uite ce frumos. Mai adus așa în lumea cântecului Igor Jenescu cu stilul tău interpretativ, cu trăirile astea speciale. Consider că Dumnezeu a avut grijă să pună ceva aici, ca tu să faci să vibreze cei ce te ascultă. Ce zice Andreea? Am dreptate? Da, aveți foarte mare dreptate. Da? Mai avem un telefon. Alo! Alo, bună seara! Bună seara și bine ați venit în emisiunea noastră! Mă numesc profesor Eugen din Târgu Jiu. Bună seara! Da? Pe unde mă dădeam eu cu Sania când aveam 6-7 ani. Popescu. Da, domnul Popescu. Ai vrea și eu să fericit pe care te cunosc, părinte. Mulțumim. Da? Și dedicați pentru fetele mele, Alina și Roxana. Da. Soția mea și mama mea, Popescu Gheorghita, de acolo, de la Felicea. Da. Numai bine în continuare. Domnul Popescu? Da. Știți că acolo la țară lumea se cunoaște mai mult pe... Da, pe poreclă. Pe poreclă. Eu sunt al Titi Tupe, de la Urmă. Așa, păi vedeți, asta vreau să aud. Da, fiul da. Cel mic, cel mare e Lucrez. Fiul cel mic. Mă bucur, da. Eugen, mă bucur. Și eu mă bucur, am vorbit cu dumneavoastră. Vezi, am plecat de mici în lume. Da, da. Știi cântecul ăla, sămânță dusă de vânt, m-am înfiript greu da, în pământ. Da? Da. De câte ori am posibilitatea să ajung acolo, mă regăsesc ca fiu al satului, îmi trezesc amintiri... orice plimbări pe care le efectuez, dar important este că n-am uitat niciodată de unde am plecat și vreau să-i mulțumesc bunului Dumnezeu că am avut dăscăliță bună pe doamna Ecaterina Tănase, căreia i-a sărut dreapta, iar cred că adevărata dragoste de cântec am căpătat-o de la doamna Bebi Mărgineanu, o femeie, o profesoară extraordinară care s-a preocupat în anii de școală de activitățile culturale, iar eu am suferit foarte mult datorită faptului că am avut copilărie prea puțină. Mă bucur nespus de mult că ați intrat în legătură directă cu noi și doresc tot binele din lume la întreaga dumneavoastră familie și la toți prietenii și cunoștințele dumneavoastră. Vreau să mai salut un prieten drag pe domnul Sabin Firiza, cu tot respectul îmbrățișez și îi doresc tot binele din lume. Nu uit ca de fiecare dată să-i îmbrățișez pe toți cei ce alcătuiesc familia ta, Pătălătărețu. Și să mă rog la bunul Dumnezeu să le dea multă sănătate și tot binele din lume. Vreau să te rog, Andreea, să-mi spui ce îți dorești de la viață. Repede, că sunt întrebări fulger. Vreau să
duc muzica populară să nu fie uitată, să ajungă foarte sus. Să nu uităm niciodată de unde am plecat și muzica este rădăcina noastră. Să nu ne pierdem tradițiile și obiceiurile, că astea ne definesc ca români. Da, un lucru extraordinar. Ce-ți propui pentru viitor, în afară de cântec? Nu m-am hotărât. O să urmez o facultate, dar nu am decis. Te întreb ceva, mami și tati nu te aud. Cum stai cu dragostea? Te rog, te urmărești acum prietenul? Hai, spune-mi. Nu am. Nu ai. Nu ești în stare nici prieten să ai. Lasă că ai. Vreau să mulțumesc pentru această idee familiei domnului Aurelian. Da? Și pentru minunatul costum familiei Mustafa de la Ghercești. Oh. Cine sunt? Ana. Gata. Ai fost la o nuntă aproape acolo? Da. La Doru? Da? Uite, vezi că știu tot. Și am primit și un cadou. Și ai primit un cadou. Vreau să le spun telespectatoarelor noastre care ne urmăresc. Dacă aveți în lada de zestre costume, nu le lăsați să putrezească. Oferiți-le cu toată dragostea și din toată inima acestor fete minunate sau altor interprete. E mai frumos să le vedeți la televizor și să vă mândriți că vă aparține dumneavoastră decât să le lăsați acolo să nu le vadă nimeni. Eu port, ați văzut la mine în han, port la loc de cinste costumul mamei mele, care pentru mine este de o valoare inestimabilă, și în fiecare dimineață când intru în sală, în gândul meu spun să rămână. Mi-au cerut acea cămașă nu știu câte persoane, dar n-aș da-o nici dacă mi-ar da indiferent oricât, pentru că e ceva special care se rupe din sufletul meu. Ce-ți dorești în viitor, Elena? Îmi doresc să nu o pierdem legătura, adică... Să rămâneți unite? Să rămânem unite pentru totdeauna, dacă da? Să ajungem, să ajung acolo unde mi-am propus să fiu cunoscută de lume și apreciată. Da? Și să am și o carieră de succes, să merg în paralel și cu muzica. E bine. Mai avem un telefon, repede. Alo? Alo, bună seara. Bună seara și bine ați venit în emisiunea noastră. Mă numesc Mari de la Drăgotești. Mari de la Drăguțești? Dragotești. Dragotești. Da, Mari? Da. Vreau să vă felicit și eu pentru emisiunea care o faceți în fiecare seară. Da. Pentru fetele minunate, surorile care cântă foarte frumos. Surorile coardă. Da, pe le-am ascultat. Da? Da. Mă bucur. Și vreau în primul rând să fac dedicații pentru fetițele mele, că am și eu două fetițe. Să le faceți, să le faceți artiste. Anică. Da? Cred că, da. Așa? Așa, pentru toți cei care ascultă ACNTV și pentru toți cei care iubesc muzica populară. Ce frumos! Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o seară minunată, doamna Mari. Mulțumesc frumos și vă doresc mult succes! Bucurați-vă de viață, mulțumim, bucurați-vă mulțumim de cântecele invitatelor mele și de cele două ființe dragi pe care vi le-a mulțumesc dat Dumnezeu. Mulțumesc din suflet și vă urmăresc pe dumneavoastră, urmăresc pe domnul Emil Badea. Da? Da. Intru și la grupul pe dedicații. Mă bucur nespus de mult. Să intrați mereu. Intru de câte ori, prind ocazia, intru. Bine. O seară bună. Bine. Mulțumesc. Da, vedeți că e o deosebire, el mai și cântă, eu nu știu să cânt. Nu e nicio problemă, oricum, dumneavoastră, cu sufletul dumneavoastră, pe acești oameni, în fața televizorului. Ce surpriză o să vă fac eu odată. De-abia așteptăm, mulțumesc frumos. Când cântam eu, ei nici nu erau făcuți, vedeți? Bun, vă îmbrățișez. Bine, la revedere. Ajungem la tine, draga mea Maria. Dorința primordială. Dorința. Păi, să te măriți, știu. Aha, nu. Nu? Nu de acum. Nu de acum. Da. Să ajung acolo unde mi-am dorit să am visul împlinit, să duc cântecul gorjenesc mai departe, să am o carieră de succes și în paralel și cu o meserie. Adică da. Și să-i faci fericiți pe cei ce ți-au dat viață. Da, pe părinții mei.
Dragii mei, m-am bucurat nespus de mult că astăzi le-am avut alături de mine pe surorile Coardă. Acum am să le rog foarte repede să vă adreseze câte un salut la încheiere. Am să încep cu Elena. Doresc tuturor celor care ne urmăresc multă sănătate și fericire. Le mulțumim tuturor celor care ne susțin. Mulțumesc încă o dată televiziunii Accent TV și dumneavoastră pentru invitație și sper să ne reîntâlnim cu bine cât de curând. Da. Vreau și eu să mulțumesc tuturor celor care ne-ați privit. O seară cât mai plăcută și multă, multă sănătate. Și acum purtătorul de cuvânt. Vă urez multă sănătate și fericire. Drumul să vă fie călăuzit numai cu bucurie, o seară cât mai frumoasă. Și cântecele voastre să ajungă, la inimile celor ce iubesc cântecul popular. Da. Vom încheia această seară cu cântec. Vor cânta cele două surori și în final vor cânta toate cele trei surori Coardă. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, iată că a mai trecut o zi din viața noastră cu cântec, cu bune, cu rele. Important este că bunul Dumnezeu ne-a ajutat să fim împreună și de această dată. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru răbdarea de care ați dat dovadă și în această seară, urmărind emisiunea Porți Deschise pentru Cântec, o emisiune ce vă aparține dumneavoastră, telespectatorilor Accent TV. Vreau să mulțumesc colegilor mei din regia de emisie și din platou, și în speranța că emisiunea viitoare ne va găsi pe toți mai buni, mai drepți, mai înțelepți, Nelu Șerban, realizatorul acestei emisiuni, vă spune tuturor la revedere și să auzim numai și numai de bine. Să urci la-i poliță.
mai oprești. Făcând și-o lăutărească lume de inimă albastră, făcând-o-n vârf.